Evoluționismul, pe lângă faptul că ne-a înrudit cu animalele într-un mod extrem de periculos și extrem de neadevărat, pe lângă faptul că ne-a distrus capacitatea noastră de a judeca și de asemenea capacitatea noastră de a ne pune pe noi într-o perspectivă mult mai luminoasă, astfel încât să nu trăim într-o lume a întâmplării, a hazardului, într-o lume a supraviețuirii cel mai potrivit, într-o lume a luptei până la disperare pentru a-ți găsi un loc, pentru a te ridica tu în timp ce îi așezi pe ceilalți la pământ, în timp ce ne-a stricat viziunea și gândirea, a introdus în felul nostru de a exista și de a ne explica existența noastră și ideea de întâmplare, hazard. De pildă, supa de coacervată de la început, care era inertă, care avea acolo tot felul de substanțe, dar care evident datorită unui principiu din totdeauna, ele mai degrabă s-au risipit decât s-au adunat, entropia fiind întotdeauna mai puternică decât forțele de atragere. Ei bine, supa aceea organică a avut nevoie de un fenomen întâmplător extrem de favorabil pentru ca în situația respectivă să apară prima celulă care să se poată înmulți, să se poată hrăni pe sine însăși. Apoi, de la nivelul acesta până la nivelul de celulă vie, mai este iarăși un drum imens și a fost nevoie iarăși de o mulțime de întâmplări favorabile, niciuna nefavorabilă, întâmplări favorabile pentru ca să se ajungă la nivelul de prima celulă vie. De la nivelul de prima celulă vie până la nivelul de organisme pluricelulare și așa mai departe, de asemenea, de la orice nivel care a trebuit să, eu știu, să treacă la un nou nivel superior, de fiecare dată a fost nevoie de încă o întâmplare favorabilă. Și pentru că nivelurile sunt foarte multe, întâmplările așa zise favorabile au fost enorm de multe. Au fost un lanț de întâmplări favorabile. De unde le iei e o altă problemă. De ce doar întâmplări favorabile, niciuna defavorabilă? E o altă problemă. Când se întâmplă o sumă de întâmplări favorabile, niciuna nefavorabile, ajungi să te întreb dacă nu cumva vorbești de un design de întâmplări favorabile, cu alte cuvinte, de o inteligență. Evident, îl dai la o parte pe Dumnezeu, dar pui în loc inteligența materiei sau inteligența, eu știu, oricum o altă inteligență. Pentru că, de fapt, noi fugim de Dumnezeu de la Cain încoace, din cauza asta și științific facem același lucru. Fugim de Dumnezeu, îl dăm la o parte și punem în locul lui Dumnezeu pe oricine altcineva, convenient nouă, firii noastre, numai să nu ne întrebe vreodată unde este fratele tău. Numai să nu te întrebe vreodată de ce faci asta sau cealaltă. Numai să nu te cheme vreodată, veniți totuși să ne judecăm. Încă o dată. Sistemul evoluționist a adus în modul nostru de a gândi o mulțime de elemente care ne-au stricat felul de a judeca. Astfel încât, astăzi, întâmplarea, fără noimă, norocul, cum îi zic oamenii, joacă un rol extraordinar de puternic în civilizația și în lumea noastră. Totul se bazează pe, sau foarte multe lucruri se bazează pe ideea de noroc. Bogăția este o problemă de șansă, de noroc. Da? Eu știu, ascendența socială, găsirea unui post în societate, de foarte multe ori, este de asemenea atribuită tot șansei. Ai avut tu șansa asta să ajungi acolo? Eu n-am avut-o. Cumva, cumva, toată lumea, toată societatea, tot ceea ce suntem noi, parcă construiește pe ideea, păi ți s-a întâmplat. A fost o întâmplare favorabilă. Îi noroc. Sfânta Scriptură vorbește la un moment dat că îi vai de cei ce pun masa norocului. Îi vai de ei. Deocamdată, până nu am dumiri și am înțelege că ne aflăm pe un teren extrem de primejdios, noi încă punem masa norocului și spunem că noi, prin întâmplare și din întâmplare, suntem ceea ce suntem. Aș vrea să trag linia aici și să trec la o altă realitate, Universul lui Dumnezeu, în care nu există întâmplare. Nu există nicio întâmplare. În Universul lui Dumnezeu totul este stabil, totul este guvernat de legi
care reflectă voința lui Dumnezeu într-o ordine perfectă. În universul acesta, niciunul dintre asteroizii care circulă prin spațiu nu călătoresc la întâmplare astfel încât să lovească o planetă care este locuită și planeta respectivă, din greșeală să nu mai existe. Nu există coliziuni de felul acesta, nu există erori, nu există nici întâmplări favorabile și nefavorabile. Dumnezeu spune că ține totul sub cârmuirea, sub conducerea sa, în El, prin El și pentru El s-au făcut toate lucrurile. Cu alte cuvinte, avem în jurul nostru un univers cu scop și scopul întregului univers este Domnul Iisus Hristos. Fantastic! Scopul întregului univers e Domnul Iisus Hristos. Cineva ar putea spune că dacă universul acesta este coordonat întotdeauna de legi, s-ar putea întâmpla să fie destul de plictisitor. Adică lucrurile se repete la fel în continuare. Îmi place foarte mult un text din Apocalips în care Dumnezeu vorbește despre sine în următoarele cuvinte. Iată, eu fac toate lucrurile noi. Ăsta este felul lui Dumnezeu de a crea, este felul Dumnezeu de a fi. El întotdeauna nu face ca universul acesta să stea pe loc, înghețat în propriile sale limite. Nu, Dumnezeu face întotdeauna ca lucrurile să se înnoiască. Face ca întotdeauna lucrurile să ofere motive de admirație, motive de fericire, motive de uluire. Spuneam și altă dată și aș dori să înțelegem lucrul ăsta când heruvimii din viziunile biblice stau și privesc măreția lui Dumnezeu, măreția planurilor sale. Ei nu fac altceva decât spun sfânt, sfânt, sfânt. În Apocalips, cuvintele acestea sfânt, sfânt, sfânt sunt înlocuite de ideea de aleluia, aleluia, aleluia. Sunt momente în care locuitorii acestui univers sfânt al lui Dumnezeu sunt uluiți de frumusețea, de aventura binecuvântată în care Dumnezeu conduce acest univers guvernat de legile sale întotdeauna. Deci, până în momentul acesta am pus deoparte gândirea evoluționistă cu ideea hazardului și a întâmplării deoparte, apoi universul lui Dumnezeu cu ideea unui Dumnezeu care oferă garanție și stabilitate universului prin legile sale și de asemenea prin conducerea sa personală. Din aceste două realități aș vrea să decupăm o altă provocare. Eclesiastul capitolul 1, 4 la 10. Eclesiastul 1. De la versetul 4. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi, se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind, urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi. Ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune iată ceva nou, de mult lucrul acesta era și în veacurile dinaintea noastră. Eclesiastru. Eclesiastru. Așa se văd lucrurile aici la noi. Așa se observă. Cu alte cuvinte, după ce l-am scos pe Dumnezeu din vizor, ceea ce a rămas, a rămas o implacabilă repetare de lucruri. Implacabilă repetare. Pe care repetarea am numit-o timp.
În timpul ăsta, așa cum spune Eclesiastul, nu există progres, nu există regres, nu există scop. Totul e o necurmată repetare. Adică, care e diferența între calitatea generației de acum și calitatea generației dinainte? Și calitatea generației dinainte. Am fost aceiași oameni, cu visele noastre. E adevărat, unii au purtat țari, pantolonii, stofa era alta. Noi astăzi purtăm ceva mai fin. Dar uitați-vă la oameni, nu la ce poartă oamenii. Uitați-vă la ei, au fost aceiași. Din punctul acesta de vedere, omenirea a avut o problemă. Și anume, în momentul când s-a produs tragedia căderii noastre sub influența păcatului, în momentul acela a existat perspectiva de a nu mai avea viitor. Cineva ne-a furat viitorul. Haideți să urmărim o imagine. O să rog media să mă ajute cu primul slide. Media. Este vorba de o imagine a timpului antic. Mulțumesc. Vreau să observați aceste cercuri concentrice, unul din celălalt, care cumva reprezintă timpul în dimensiunea lui micro și în dimensiunea lui macro. Sunt timpuri care se măsoară rapid, zile, săptămâni, luni, sunt timpuri care măsoară perioade mai lungi, cum ar fi anul, veacurile, etc. Dar toate până la urmă sunt această prezentare ciclică în care sunt acolo. Textul din Eclesiastul 1, 4 la 10, ne spune cam așa, că din punct de vedere al istoriei, al mișcărilor solare, al curenților de aer și apă, al anotimpurilor, al repetabilității vieții, totul este un cerc, un ciclu care se repetă la nesfârșit. Repet, nu există progres, regres, scop. Nu există nici întâmplare. Nici întâmplare. Care e problema? Lumea păcatului se vrea eternă. Lumea aceasta, cu probleme, cu trecerea ei, cu limitările ei, își vrea eternitatea. Vrea să nu se schimbe. Vrea să nu treacă. Se vrea stăpână. Se vrea imutabilă. Vă rog să observați, Sfinxul a fost considerat multă vreme în filozofia și în religia egipteană ca fiind veghetorul veacurilor. Sfinxul veghează calea sufletului către mormântul piramidei. Sfinx în stânga, Sfinx în dreapta, o serie întreagă, alei păzite de către acești veghetori ai timpului și ai veacurilor, astfel încât istoria să nu se schimbe, să rămână aceeași, pentru ca să se asigure oarecum această înveșnicire a sorții faraonului care își căuta realitatea lui în altă lume. Deci, pentru un om antic, nu se schimba nimic. Viața era aceeași. Părinții trăiau într-un fel, copiii trebuiau să urmeze modelul părinților lor. Da? Anotimpurile, de asemenea, își urmau succesiunea lor în timp. Soarele
de la răsărit până la apus, în fiecare zi, își urma cercul lui, pământul de asemenea, își urma și el ciclul lui. Totul era o tragică repetabilitate, fără niciun sens, fără nicio perspectivă. Când în istoria Egiptului apare ideea de exod, este începutul unui război ideologic. Nu puteai să ieși din această situație. Pentru că pământul era o situație care trebuia să se repete mereu și mereu. Nu puteai să ieși de aici, nu puteai să scapi niciodată. Faraonul era responsabil pentru această ciclicitate a timpului. De fiecare dată când începea o zi nouă, el trebuia să trezească, să scoată soarele din culcușul lui și să asigure mersul lui în toată ziua, în fiecare dimineață. Faraonul nu putea să doarmă până târziu ca noi. El avea treabă, el trebuia să se ducă să scoală soarele, pentru că dacă nu s-ar fi dus acolo, soarele nu s-ar fi trezit. N-ar fi apărut pe cer. Foarte interesantă această auto-obligativitate pe care și-a impus-o el. Același lucru se întâmpla la începutul unei luni. Același lucru se întâmpla la momentul sau la trecerea dintre ani. Anul nou era un moment extrem de important. În anul nou, atunci se hotăra în cadrul noului ciclu de an care sunt zilele favorabile, care sunt zilele nefavorabile. Apare în Sfânta Scriptură ideea că împăratul pe timpul Esterei s-a dus să arunce și să vadă cu bobul ca să vadă care sunt zilele favorabile sau nefavorabile din anul viitor. De asemenea, în Vechiul Testament este surprins împăratul care stă la întretăierea sau la bifurcația drumurilor, aruncând cu bobii din nou pentru a vedea care dintre expedițiile militare sunt mai binecuvântate, cea pe drumul Ierusalimului sau în altă parte. Și toate aceste lucruri se făceau în funcție de timpurile fasteși sau nefaste care erau condiționate de universul în care existau acești oameni. E bine, datorită acestei constrângeri ideologice și religioase, ca tu să crezi că poți să rupi lanțul acesta și să organizezi o ieșire, să organizezi un exod, era ca și cum te-ai fi opus unei întregi gândiri din vremea aceea. Cu toate astea, când poporul iasă din Egipt, poporul evreu iasă ca un alt popor. Iasă ca fiind primul popor cu viitor. Niciun popor până în momentul acesta, nicio civilizație până în momentul acesta n-a beneficiat de viitor. Mai târziu, cuvântul Scripturii spune, ne-ai dat un viitor și o nădejde, Doamne, ne-ai dat viitorul, ce frumos! În momentul în care au ieșit din Egipt, ei au avut un viitor, au știut, pleacă din Egipt și se duc unde? Ei au avut un scop, ei au căutat Canaanul, aveau un scop, istoria lor avea o direcție. Și nu avea doar un scop pământesc. Canaanul era la rândul său simbol pentru o patrie cerească, astfel încât scopul lor nu era un scop de 40 de ani, s-a terminat exodul și gata. Nu, ei continuau exodul pentru o istorie întreagă până în veșnicie. În felul acesta, cumva Dumnezeu i-a unit pe acești oameni, pe poporul acesta, i-a unit cu conceptul lui, cu universul lui, în care Dumnezeu oferă direcție, sens și viitor ființei create. Și încă o dată, au fost primii care au beneficiat de așa ceva. Unui astfel de popor îi se oferă o altă perspectivă a istoriei. Observați jos, este
timpul ciclic, în care nimic nu se întâmplă, în care nimic nu se poate schimba. Imaginați-vă că un egiptean își trăia anul și datorită concepției lor, anul viitor trebuia să fie identic cu anul trecut. Dacă cumva se întâmpla ceva și strica ciclul, această întâmplare, acest hazard, distrugea ordinea universală. Era o tragedie pentru ei. Până în ziua de astăzi noi avem lucrul ăsta și am mai vorbit aici. Și anume, când vine anul nou, oamenii își trimit cărți poștale, urează să-l fie de bine unul altuia, cumva ca o reminiscență a acestei gândiri. Prinde începutul de ciclu. Dacă e bine începutul, îți va fi bine tot ciclul respectiv, tot timpul. Așa gândeau oamenii, așa gândim până în ziua de astăzi. Și apoi, dintr-o dată, Dumnezeu a luat cercul acesta și l-a rupt. Și jos aveți cercul desfăcut. Aveți timpul liniar cu trecut și viitor. Aceasta este perspectiva profetică. Sus este acel concept al timpului în care omul păcătos, revoltat împotriva lui Dumnezeu, inspirat oarecum de decadența luciferică, vrea să spună că lumea aceasta păcătoasă va rămâne așa pentru veșnicie. Este gândul acela al lui Nebucadnețar, care vrea ca lumea să rămână așa sub el, cum a creat-o el. Și jos aveți momentul în care Dumnezeu intervine și spune: nu, lucrurile aici nu vor rămâne așa, ci lucrurile aici vor merge spre un scop pe care eu îl am cu ființa umană. Timpul cu scop este timpul mesianic. Adică omul trăiește în așteptarea lui Mesia, în așteptarea Mântuitorului. Și dintr-o dată oamenii nu mai trăiesc degeaba, ci trăiesc pentru ca să se întâlnească cu Salvatorul lor. Prezența mesianică rupe ciclul. Prezența mesianică dă un viitor. De asemenea, există o funcție salvifică. Cu alte cuvinte, Mesia nu vine doar ca să se întâlnească cu mine. Mesia vine să mă salveze. În Daniel, capitolul 8, cu 14, mi se arată că scopul istoriei nu este doar ca la împlinirea vremii în Betleem să se nască Mesia, Galaten, capitolul 4. Ci în Daniel, capitolul 14, mi se spune că scopul istoriei este ca să se curețe odată universul de păcat. Astfel încât istoria are un scop mult mai mare decât scopul terestru. Mult mai mare decât scopul terestru. Mergem în căutarea unui scop universal. Noi suntem antrenați ca oameni în căutarea acestui scop universal. Vor trece 2300 de seri și dimineți și atunci sfântul locaș va fi curățit. Discuția aceasta din Daniel 8 cu 14 nu se ține pe pământ, nu are loc pe pământ, ci are loc undeva la nivel universal, în cerul lui Dumnezeu. Iar această discuție este comunicată unui om, arătându-i de fapt că istoria lui ca ființă umană are perspectiva aceasta. Și voi trebuie să știți că sensul întregii istorii este dat de curățirea acestui univers, curățirea de păcat. Yom Kippur. Yom Kippur. Curățirea sanctuarului. Timpul de judecat. Timpul de sfârșit. Toate aceste lucruri, toate aceste lucruri ne vorbesc despre un plan al lui Dumnezeu care vrea să-l aibă în legătură cu omenirea aceasta și cu universul. Vrea să mă scoată din ideea aceea că asta este, aici sunt, aici m-am pomenit, n-am încotro.
mă scoate din blocajul acesta intelectual, mă scoate din blocajul acesta al credinței și mă așează pe un drum în care trebuie să ies, pe un drum al exodului meu. Ieși din situația aceasta, îmbrățișează planul lui Dumnezeu, mergi împreună cu El, acceptă curățirea vieții tale și curățirea universului întreg, pentru ca Dumnezeu, El, Mesia, să poată să te salveze, să-ți dea astfel un viitor și o nădejde. Ce extraordinar! Ce extraordinar este! Am vorbit despre Yom Kippur. Știți, n-am vrut să spun de la bun început, dar rostul acestei meditații nu este să înțelegem ce a fost în trecut, ci să ajungem să înțelegem rostul zilei de azi. Cu alte cuvinte, ce e timpul pe care îl trăiesc acum? Despre asta vorbim. În Daniel, capitolul 12, cu versetul 7, citesc: am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Aici, ideea de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme este o idee, o rămășiță a gândirii aceleia ciclice. Când zice vreme, aici este vorba de va fi un ciclu, încă două și încă o jumătate. Se adresează unei gândiri de felul ăsta. Anul nu era altceva decât un ciclu întreg. Vremea de aici nu este altceva decât o rotire completă. Când vorbim despre veacuri, spre exemplu, în limbajul nostru, chiar și în limbajul Scripturii, vorbim despre veacul viitor, vorbim despre veac de veac, din an, din veac în alt veac. Sunt oarecum prezențe ale gândirii acesteia. Aici mi se spune, va mai fi timp, o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Un an, doi ani și o jumătate de an. Trei ani și jumătate. 42 de luni. 1260 de zile. Pentru cei ce v-ați ocupat cu profeția, știți lucrul acesta. În Daniel, capitolul 12, cu 7, mi se vorbește despre faptul că mai este timp. În cadrul celor 2300 de zile și dimineți, sau 2300 de ani, intră și profeția asta de 1260 de ani până la sfârșit. Și apoi mi se spune, puterea poporului sfânt va ajunge aproape de zero. Trec dincolo în Apocalips 10 cu 6 și citesc. Din nou este cineva foarte asemănător cu Daniel, capitolul 7. În Apocalips, capitolul 10, mi se spune îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă, cu alte cuvinte, nu va mai fi timp măsurat. Apocalips 10 cu 6 este un moment în care profeția ajunge la momentul din Daniel 12 cu 7, la sfârșitul acelui moment. După ce se finalizează cele 2300 de seri și dimineți, după ce se finalizează această perioadă de
1260 de ani. Se ajunge la un moment în care Dumnezeu cu mâna, sau îngerul cu mâna ridicată spre cer, jură și spune: nu va mai fi nicio zăbavă. Din momentul acesta nu mai este timp măsurat. Interesant. Deci, la început de tot am avut de-a face cu un fel de gândire ciclic, fără viitor, fără trecut, în care omul și istoria încremenea. Apoi Dumnezeu a intervenit cu planul său de mântuire, generând exodul, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, și a creat un alt tip de popor care se rupe din felul ăsta de gândire și apoi creează un alt fel de istorie prin care își caută sensul, rostul și viitorul. Și sensul, rostul și viitorul sunt Mesia și mântuirea. Și ei merg căutând lucrul acesta. Profeția vine și spune: mergeți înainte, pentru că are rost. Voi veți căuta aceste lucruri timp de 2300 de seri și dimineți, adică 2300 de ani, spunea în jurul anilor 457 profetul Daniel. Când această perioadă de 2300 de seri și dimineți s-a încheiat, prin secolul XIX, la jumătatea lui, profeția din Apocalips spune: ei, de acum încolo nu va mai fi timp măsurat. Nu va mai fi timp măsurat. Și citesc și eu în Sfânta Scriptură și mă uit. Daniel zice: de la Daniel va mai fi. Apocalipsul spune: fii atent, după ce vor trece și se vor împlini toate lucrurile care sunt scrise în Daniel, apoi nu va mai fi timp măsurat. Bine, Doamne, dar ce va începe atunci? Și Dumnezeu spune: va începe Yom Kippur. Despre ce e vorba? Fraților, există o perioadă a acestei lumi care este măsurată de Dumnezeu cu profeția. Profeția mi-arată un scop. Profeția mi-arată un punct spre care mă deplasez. Și profeția îmi spune: ok, fii atent. Curățirea sanctuarului ceresc. Încheierea lucrării de mijlocire, de rezolvarea problemei păcatului. Acestea sunt scopul spre care merge istoria ta. Când vei ajunge acolo, scopul se va împlini. Și de aici încolo nu se va mai număra timpul de niciun fel. Astfel încât în 1844, când profeția aceasta se împlinea cu exactitate, în momentul acela se împlinea și perspectiva următoare, și anume: fii atent, de acum încolo începe timpul sfârșitului în care nu va mai fi nicio zăbavă sau nu va mai fi timp măsurat. Cum înțeleg eu perioada asta? O înțeleg simplu. Din momentul acesta, Dumnezeu se ocupă de încheierea istoriei lumii noastre. Este momentul în care Dumnezeu lucrează ca, pânza asta deșirată a istoriei să poată să fie strânsă într-un loc, în țesătura normală a lui Dumnezeu, și toate să meargă spre încheiere, spre capătul acestei istorii. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Textul îmi spune: prin judecată. Yom Kippur este ziua judecății. Dumnezeu își încheie istoria prin judecată. Până în 1844, Dumnezeu a lucrat în lumea mea profetic, măsurând timpul cu rigla, cu ani, cu matematică. După 1844, Dumnezeu îmi spune că nu va mai măsura istoria în felul acesta.
Dumnezeu îmi spune că va măsura istoria altfel. O va măsura în sanctuar. O va măsura prin curățire. O va măsura prin judecată. De aia nu va mai fi timp măsurat. Am o mulțime de prieteni care îmi atrag atenția asupra a o mulțime de personaje care apar în ultima vreme și care încep să facă din nou calcule. Cât mai este? Unde sunt? Sfârșitul va veni la anul, sfârșitul va veni la toamnă, sfârșitul va veni... Și în timp ce fac calculele acestea, ei uită că din punct de vedere profetic, timpul de acum nu se mai măsoară prin profeție. Nu mai calculați, dragii mei. Nu mai calculați. Timpul de acum se măsoară simplu, prin judecată. Acum Dumnezeu se judecă cu poporul său. Oh, cum e asta? Cum e asta? Este simplu. Sfânta Scriptură nu are doar modelul profetic la îndemână. Sfânta Scriptură are și alte modele. Spre exemplu, Domnul Iisus Hristos îmi dă modelul secerișului. Am mai spus-o și altă dată, repet. De unde își dă seama un secerător când să pună secera în holdă? De unde își dă seama? Spune el așa, păi mă uit la calendar. Și dacă anul trecut am pornit secerișul la 1 august și anul ăsta tot la 1 august îl pornesc, așa face? Nu, dar cum face? Se duce în lanul lui, dă cu mâna peste spice. Se uită la sol, vede care a fost căldura în timpul anului, cantitatea de ploi, vede maturizarea spicului și în funcție de asta nu-l mai interesează calendarul, îl interesează spicul. Spicul spune când are loc secerișul, nu calendarul. Cu alte cuvinte, calendarul pentru seceriș e spicul. Cam despre asta este vorba. Când Dumnezeu spune că acum se judecă cu poporul său, El îmi spune mie că timpul acesta nu mai este un timp în care El măsoară cu rigla, așa cum a măsurat istoria în timpul trecut, ci acum îl măsoară judecându-se cu mine și cu tine. Dragii mei, nu mai numărați ani în momentul acesta. Nu mai numărați ani. Selected Messages, volumul 2, pagina 84. Întotdeauna vor exista în biserică mișcări false și fanatice declanșate de persoane care pretind că sunt îndemnate de Dumnezeu. Oameni care aleargă unde nu sunt trimiși și care vor fixa zile și vremi pentru o profeție neîmplinită. Întotdeauna se va întâmpla lucrul acesta. Vrăjmașul este bucuros să-i vadă făcând astfel, pentru că eșecurile lor repetate și îndrumarea pe o cale greșită produc confuzie și necredință. Comentarii biblice adventiste, volumul 7, pagina 971, continuă. Poporul nu va mai avea nicio altă solie cu privire la o dată precisă. După perioada de timp cuprinsă între 1842-1844, cu referire la Apocalipsa 10:4-6, nu mai poate fi nicio altă indicație precisă referitoare la timpul profetic. Cea mai lungă perioadă de calcul s-a încheiat în toamna anului 1844. Cu alte cuvinte, repet, nu mai poate fi nicio altă indicație precisă referitoare la timpul profetic. Nu mai numărați ani. Trăim într-o vreme în care se numără altceva. În Yom Kippur se numără judecata lui Dumnezeu. Următoarele imagini
Aș dori media să mă mulțumesc. Bun. Următoarea imagine este imaginea sanctuarului ceresc care ar trebui să fie curățită și despre care în Evrei capitolul 10 cu versetul 19 mi se spune: așadar, fraților, fiindcă sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin trupul Său, versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Întorcându-mă la imaginea anterioară, frații mei, sanctuarul are rost doar și numai doar printr-o invitație. Și anume, dragii mei, intrați cu Iisus în sanctuar. Ăsta este timpul pe care îl avem azi. Cu alte cuvinte, a existat un moment în care oamenii au gândit ciclic. A venit Dumnezeu și a rupt ciclul și ne-a dat un viitor și o nădejde prin venirea Domnului Iisus Hristos și printr-o zi a marii curățiri, Yom Kippur. În anii 1844 ajungeam profetic la terminarea perioadei de 2300 de ani profetici, început în 457. În momentul acela intram prin harul lui Dumnezeu în momentul în care mi se spunea a venit Yom Kippur sau ziua judecății lui Dumnezeu. În momentul acela poporului lui Dumnezeu îi se spunea: intrați cu Iisus Hristos. Unde? Intrați cu Iisus Hristos în sanctuar. Și cât timp stăm în sanctuar? Cât timp? Numărați ani? Cât timp se stă în sanctuar? Nu numărați ani. Nu încercați să mai măsurați cu rigla în momentul acesta. Stați în sanctuar și uitați-vă la altceva. La ce? Uitați-vă, vă rog, la curățire. Uitați-vă la slujba Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce face El. Cu alte cuvinte, umblați cu Iisus Hristos. Timpul de astăzi, spre deosebire de tot timpul profetic dinainte, se definește prin această chemare: umblați cu Iisus, intrați la Iisus, stați cu Iisus în sanctuarul ceresc. Probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră îmi spun: bine, am auzit treaba asta, dar ce înseamnă asta? Ei bine, am luat aici câteva citate care ar putea să ne ajute practic să înțelegem ce înseamnă să intri cu Iisus în sanctuarul ceresc, ce înseamnă să umbli cu Iisus. Suntem în zile de carantină. Fiecare dintre noi avem timp. De dimineață citeam un mesaj al nu știu câtelea în care mi se spunea: în sfârșit puteți să faceți ceva bun, adică să nu faceți nimic. Stați înăuntru și nu faceți nimic. Dragii mei, să nu cumva să stați înăuntru și să nu faceți nimic. Stați înăuntru, dar intrați cu Iisus. Intrați cu Iisus în sanctuar. Vedeți ce face Domnul Iisus Hristos acolo. Întindeți mâna spre bibliotecă. Luați Sfânta Scriptură care până acum a fost nefolosită. Folosiți timpul pentru ca să vă încărcați candelele cu acel ulei pe care îl căutăm de multă vreme, de care avem nevoie. Deci, ce se întâmpla în ziua de Yom Kippur? Marele preot putea să intre în Sfânta Sfintelor numai o dată pe an, după cea mai atentă și cea mai solemnă pregătire. Cu excepția acestuia, niciun ochi muritor nu putea să privească grandoarea sacră a acelei încăperi, deoarece era locuința specială a slavei vizibile a lui Dumnezeu. Marele preot intra întotdeauna acolo tremurând, în timp ce poporul îl aștepta în liniște să se întoarcă. Dorința lor arzătoare era să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. Dorința poporului era ca preotul să primească binecuvântarea lui Dumnezeu.
El, adică Dumnezeu, vorbea cu marele preot în fața tronului Harului. Vă imaginați? Intra în Sfânta Sfintelor, în ziua de Ion Chipur, și acolo preotul stătea de vorbă cu Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu îi comunica binecuvântările sale pentru popor. Iar mie mi se spune, intră și tu împreună cu marele preot, să auzi și tu binecuvântările, să auzi și tu planul lui Dumnezeu. Intră și tu, nu sta afară, intră. Oamenii respectivi intrau prin credință. Mie mi se spune că prin credință eu descoper o cale vie. Prin crucea Domnului Iisus Hristos eu pot intra împreună cu El pe calea cea nouă și vie pe care o am până la tronul Tatălui cu Iisus Hristos. Intră și tu. Dacă marele preot rămânea în Sfânta Sfintelor mai mult timp decât de obicei, poporul era adesea îngrozit, temându-se că din cauza păcatelor lor sau vreunui păcat al preotului, slava Domnului îi provocase moartea. Când auzeau însă sunetul clopoțeilor de pe veșmintele lui, erau foarte ușurați. El ieșea atunci și binecuvânta poporul. Istoria Mântuirii, pagina 155. Ce trebuie să vezi împreună cu Domnul Iisus Hristos? Intri acolo, e clar. Și ce să văd? Când ochii voștri vor privi prin credință în sanctuar și vor vedea cu adevărat importanța și sfințenia lucrării care se face acolo, vom disprețui natura noastră egoistă. Avem nevoie de această dialectică, să vedem cerul în splendoarea Lui ca să-mi dau seama de cine sunt. Păcatul va apărea așa cum este, și anume călcarea legii sfinte a lui Dumnezeu. Ispășirea va fi mai bine înțeleasă, iar prin credința vie și activă vom vedea că orice virtute pe care o posedă omenirea există doar prin Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Serafimii dinaintea tronului sunt așa de pătrunși de o teamă sfântă în contemplarea pentru un moment, în contemplarea slavei lui Dumnezeu, încât ei nu privesc asupra lor cu mulțumire de sine nici măcar pentru un moment și nici nu se privesc cu admirație unul pe altul. Lauda și slava lor sunt pentru Domnul oștirilor, care este puternic, măreț, iar gloria sa umple întregul templu. Privind spre timpul în care întregul pământ va fi umplut cu slava sa, un cântec de laudă triumfător este preluat de la unul la altul într-o melodioasă armonie. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Ei sunt pe deplin satisfăcuți să-L slăvească pe Dumnezeu și în prezența sa, sub aprobarea zâmbetului său, ei nu-și doresc nimic mai mult. Viziunea dată lui Isaia reprezintă condiția poporului lui Dumnezeu din zilele din urmă. Și fiți atenți! Când ei privesc prin credință în Sfânta Sfintelor, văd lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc, înțeleg că sunt un popor cu buze necurate, un popor ale căror buze au rostit adesea deșertăciuni, ale căror talente nu au fost sfințite și folosite spre slava lui Dumnezeu. Ei pot dispera când pun în contrast propria lor slăbiciune și nevrednicie cu dragostea și curăția caracterului slăvit al lui Hristos. Dar dacă asemenea lui Isaia vor primi impresia pe care Domnul o face asupra inimii, dacă își vor umili sufletele înaintea lui Dumnezeu, atunci există speranță pentru ei. Curcubeul făgăduinței este deasupra tronului și lucrarea făcută pentru Isaia va fi realizată și pentru ei. Dumnezeu va răspunde cererilor venite dintr-o inimă pocăită. De asta trebuie intrat acolo. A sta afară din sanctuarul ceresc, a sta afară din Sfânta Sfintelor, înseamnă să nu înțelegi niciodată sfințenia lui Dumnezeu, să nu te compari niciodată cu El. Acest lucru produce o teribilă eroare. Putem crede că stăm bine. Laodiceea este mai departe căldicică datorită faptului că nu produce această comparație. Dacă Laodiceea ar intra împreună cu Iisus Hristos, dacă L-ar urma, dacă ar umbla cu Iisus Hristos așa cum a umblat Enoch 300 de ani,
Așa cum a umblat Noe cu Dumnezeu, dacă și Laodicea ar face lucrul acesta, ar avea șansa să își dorească schimbarea. Și nimic nu ne poate salva astăzi decât dacă dorim să fim schimbați. În timp ce sanctuarul ceresc este curățit, păcatele sunt luate de pe sanctuar și puse unde? În ziua ispășirii era o altă lucrare care trebuia să fie pusă. Păcatele trebuiau să fie luate și puse pe țapul pentru Azazel, simbolul lui Satan. Fraților, astăzi păcatele trebuie să fie puse pe inițiatorul lor. Ca astăzi să se spună, nu Valentin a păcătuit, ci Satan este vinovat de păcatul lui Valentin. Vă dați seama ce pocăință ar trebui să aibă loc în viața lui Valentin? Ca Dumnezeu să spună, nu Valentin e vinovat, nu, Satan e vinovat. Pentru ca mijlocirea Domnului Iisus Hristos să poată să facă lucrul acesta, e nevoie ca eu să experimentez o pocăință cum numai în Sfânta Sfintelor poate să aibă loc. Cu alte cuvinte, numai în prezența lui Dumnezeu, numai atunci când îmi dau seama de sfințenia Lui, numai atunci eu voi produce o sfințenie adevărată, o pocăință adevărată, iertați-mă, pentru că sfințenia vine de la Dumnezeu. Solia lese, pagina 59. În serviciul ceremonial tipic, când marele preot îndeplinea lucrarea de ispășire în Sfânta Sfintelor din sanctuarul pământesc, oamenilor din popor li se cerea să-și umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele pentru ca să poată să fie ispășite și șterse. Dragii mei, curățirea sanctuarului ceresc nu poate să aibă loc decât dacă în paralel are loc o curățire a inimilor noastre. Și dacă lucrul acesta nu are loc și dacă curățirea sanctuarului ceresc se împlinește și inima mea nu se curățește, înseamnă că inima mea a rămas în urmă. Și universul poate să fie curat. Nenorocirea este că-i fără mine. Repet, e vremea să umblăm cu Domnul Iisus Hristos. Nu vă mai uitați, dragii mei, la număratul anilor. Uitați-vă la Iisus. Și cu cât ne vom uita mai mult la Domnul Iisus Hristos, cu atât nu vom fi preocupați când vine, ci vom fi preocupați, dar sunt gata? Voi fi preocupat, dar dacă vine, eu sunt gata? Și mă voi uita la pregătirea mea, la pocăința mea și voi vedea că pocăința mea e o pocăință de paie. Și probabil că voi pune genunchiul jos și voi cere din partea lui Dumnezeu, Doamne, mai îngăduie-mi, mai dăm timp. Oare de ce mai așteaptă Dumnezeu? Nu trebuie să spunem, primejdiile zilelor din urmă vor veni curând asupra noastră. Ele au și venit. Mărturii, volumul 8, pagina 315. Umblați cu Dumnezeu. Este timpul nostru de acum. Este privilegiul acestui popor ca să schimbe numărătoarea cu prietenia lui Dumnezeu. Noi putem să umblăm cu Dumnezeu zi de zi, să continuăm să-L cunoaștem pe Domnul zi de zi, intrând în Sfânta Sfintelor prin sângele Domnului Iisus și bazându-ne pe nădejdea care a fost pusă înaintea noastră. Dacă vom ajunge la cer, lucrul acesta trebuie să aibă loc prin faptul că ne legăm sufletul nostru, ajungând părtași ai naturii divine. Când? Părtași ai naturii divine când? Acum! Nu așteptați părtășia de natură divină când se termină și Yom Kippur. Va fi prea târziu.
Privilegiul de a umbla cu Dumnezeu zi de zi acum este ca să se ia ceva de la El la mine. De multă vreme se ia de la mine la El. El îmi tot ia păcatele mele de fiecare dată când eu îmi mărturisesc păcatele înaintea Lui și le ia și le pune pe sanctuar. Planul este să le pună în final pe Satan. Am vorbit despre lucrul acesta. Dar de la Domnul Iisus Hristos pe mine nu se ia nimic. Este vremea să se ia. Să se ia natura Lui. Să devin părtași ai naturii divine. Când te sprijini pe Hristos, când viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, ești condus de Duhul Său, atunci ai credința adevărată. Din nou, solii alese, pagina 87. Dragii mei, ăsta este privilegiul nostru. Mă bucur atât de mult că nu sunt pus să număr ani. Mă bucur atât de mult că în final mi s-a spus trăiești vremea sfârșitului sau timpul sfârșitului și trăiești un timp de har împrumutat. E vremea când Dumnezeu îți dă har. Pentru ce? Răspunsul este ca să umbli cu Dumnezeu. Adică unde? În sanctuar. Adică de ce? Pentru ca să vezi sfințenia Lui și să te împărtășești de natura Lui. Trăiește altfel. Trăiește ziua de judecată în parametrii judecății. Dumnezeu stă, se judecă cu poporul Său, așa cum judecă secerătorul secerișul. Iisus Hristos coboară și mângâie spicele. Mâna Lui este peste noi. Mâna Lui ne cântărește. Mâna Lui vede dacă suntem copți sau nu. Nu părăsiți mâna Lui. Mergeți cu El în fiecare clipă. Acesta este sensul zilei de azi. Amin. Vreau să vă rog ceva în mod practic. Un prieten mi-a spus, am crezut că nu mai pot face ceva pentru Iisus Hristos zilele acestea și am descoperit că pot face încă mult. Mi-a zis, am trimis pentru prima dată colegilor mei un gând frumos, o melodie, You Raise Me Up. Până acum colegii mei nu ascultau melodie de felul acesta. Erau extrem de reticenți la asta. Acum șeful meu mi-a trimis un mulțumesc extrem de bogat. Mulțumesc! În vremuri ca asta, vă rog frumos, umblați cu Dumnezeu și din umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu trimiteți și la alții și învățați-i și pe alții să umble cu El. E vremea de judecată. E vremea de a umbla de mână cu Dumnezeu printre boli, printre probleme, printre nenorociri. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, stăm înaintea Ta într-o vreme de har împrumutat, într-o vreme a judecății, într-o vreme în care avem toată istoria în spate și în față se conturează din ce în ce mai mult revenirea Ta. Vino, Doamne, mai repede. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi. Ajută-ne să înțelegem că este privilegiul nostru de o valoare enormă ca în ziua de astăzi să nu mai privesc pământul, ci în ziua de astăzi să privim cerul. Este privilegiul nostru să găsim un cer deschis, astfel încât să intrăm împreună cu Domnul Iisus Hristos în Sfânta Sfintelor și acolo, Părinte, să vedem sfințirea Ta, să vedem lucrarea Ta de salvare și de mântuire. Să te admirăm în caracterul tău superb și să dorim să fim asemenea ție. Ajută-ne, Părinte, să petrecem clipe de prietenie și în momentele noastre de prietenie să învățăm să trăim ca Tine, să avem viața ca viața lui Enoch. Noi, generația aceasta care ne pregătim să te întâlnim pe norii cerului, ajută-ne, Părinte, să avem această experiență a umblării cu Tine în fiecare clipă. Și dacă noi
vom umbla și umblăm cu tine. Te rog frumos, ajută-ne să întindem mâna către alții și să-i luăm să umblăm împreună cu tine toți, cât mai mulți. Pentru ca mântuirea să fie solia care să răzbată peste tot pământul acesta. Mântuirea să fie acea mișcare ce să antreneze oameni din toate limbile, semințiile și noroadele acestui pământ, oameni care să umble cu tine, să mărșăluiască împreună cu tine în exodul dinspre pământul acesta spre împărăția ta. Ajută-ne, Părinte, să nu ne mai țină pământul acesta robii lui, ci dă-ne libertatea de a trăi cu tine în cerul tău. În numele Domnului Iisus, învață-ne viața trăită cu tine. Amin.